La Bătania, în Ungaria, a avut loc vinerea aceasta prima ediție a concursului național de interpretare vocală Vocea de Aur. La manifestarea organizată de Școala Generală Românească Lucian Bagdu din localitate, au participat elevi de la mai multe școli românești din țara vecină. La eveniment a fost prezent și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În anul 2008, cu sprijinul Comisiei Mixte de Dialog Român-Maghiare și al celor două state, România și Ungaria, și la inițiativa domnului Traian Cresta, la vremea aceea președinte al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, școala și grădinița românească din Bătania beneficiază de un imobil nou și modern, care a încurajat înscrierea elevilor la această instituție în număr mai mare. Deși în domeniul cunoașterii și vorbirii limbii române de către elevi de la această școală sau de la alte școli bilingve româno-maghiare din Ungaria mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut, manifestări de genul celor la care am participat reprezintă o inițiativă importantă și demnă de apreciat. La final, toți elevii participanți au primit din partea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria câte un CD cu muzică populară românească, iar ceilalți invitați au primit daruri simbolice.